Bine ați venit la noua locație, unde sperăm să desfășurăm de acum încolo evenimentele. Așteptăm feedback-ul vostru și pe grup și pe site. Suntem la a 67-a ediție Lumea SEO PPC, a 3-a din acest an. Și vom avea o discuție despre lucruri excepționale pe care le puteți face cu SEO și PPC. Am mai discutat de-a lungul timpului de lucruri excepționale, acum colegii noștri, colegele noastre și Cristian ne-a pregătit împreună câteva prezentări. Și Victor ne-a anunțat cu regret că nu o să mai ajung în seara asta, deși care l-așteaptă la sfârșit, la sfârșit. La sfârșit, vine la sfârșit? Da, o să fie ultimul speaker. Ah, o să vină la sfârșit, da, deci e ok, eu am crezut că nu mai vine deloc. Nu. Am înțeles. Ok, mulțumim celor de la Culture House pentru faptul că ne-au acordat această șansă de a avea evenimentele în locația asta. Mulțumim IQEdz, Traffic.ro, Două Parale, SigmaNet, Web Digital, Comunicare de Preță, Ionuț Popescu, Vinescu.ro și JITWAY. Și bineînțeles Culture House. Am pregătit pentru voi, după cum ați văzut în anunț, o degustare de vin la mijlocul dintre cele, na, bine, la trei sferturi, după trei sferturi din prezentare, două sferturi, două treimi din prezentare, cam așa. Și o să fie o prezentare de vinul, o degustare de la JITWAY. Am pregătit și pahare pe margine. Deci dacă vă întrebați de ce sunt acolo, sunt pentru că o să bem din ele. Cine a venit cu mașina? Ah, ok, suntem bine. Deci proporțional cu cine n-a venit cu mașina, suntem ok. Bun, nu mai vă țin din curiozitatea pe care sigur vreți să o manifestați față de prezentările colegilor de la ZITEC. Oana este Head of Online Marketing Department la ZITEC. Este specialist Google AdWords, certificat, o experiență de peste 5 ani în domeniu. Și a venit împreună cu Georgiana Vuicu. Georgiana este de asemenea specialist certificat Google AdWords și online marketing specialist la ZITEC. Are mai bine de 4 ani experiență în Search Engine Optimization. Și atât Oana cât și Georgiana s-au ocupat de diverse proiecte din diverse domenii, de la entertainment, turism, hoteluri, până la IT&C. Prezentarea lor se numește, asemenea titlului evenimentului, 10 lucruri excepționale pe care le poți face cu SEO și PPC. Deci, enjoy! Bună! Așa cum ați aflat deja, numele meu este Oana, mă ocup de departamentul de marketing online de la ZITEC. Am o experiență de peste 5 ani, mă rovesc, în marketing online. Sunt pasionată de PPC și de campanii de AdWords în special, motiv pentru care m-am și certificat. De-a lungul timpului m-am întâlnit cu tot felul de clienți, mai mici, mai mari, bugete foarte mici, 100 de euro pe lună, până la bugete foarte mari pe care le dorim cu toții, sper, 300 de mii de euro pe lună. Aș putea spune că pentru fiecare am lucrat cu aceeași pasiune și cu același interes, motiv pentru care m-am și alăturat echipei ZITEC. Prezentarea în această seară o voi împărți cu colega mea, Georgiana, din simplu motiv că ea este pasionată de SEO, eu sunt pasionată de PPC. Și am citit toată într-o carte că este foarte ok să povestești doar de lucrurile de care ești cu adevărat pasionat. Vom începe, îmi cer scuze, nu avem pointer, vom opera de la calculator. Poate mai bine că suntem două. Vom începe cu partea de SEO. Câteva... N-am făcut nimic? Câteva lucruri pe care sperăm să le găsiți interesante și cu adevărat folositoare. Prezentarea va cuprinde atât câteva sfaturi punctuale, dar și câteva informații din secretele în domeniu și lucruri interesante pe care noi le-am aflat de la clienții noștri și cu care ne-am lovit de-a lungul timpului. Începem deci cu SEO. Cred că trebuie să-l scot.
vorbești mai tare ca să... Așa, e ok? E perfect. Bine. Mai așa e bine? E perfect. Ok. O să încep prezentarea din această seară spunând că am încercat să-mi bat capul și să găsesc lucruri excepționale pe care pot să le faci muzeu. Din păcate, lucrurile nu sunt atât de excepționale, însă rezultatele pot fi excepționale. Sunt lucruri simple pe care le facem toți, zi de zi, în mod constant. Unul dintre ele, pe care l-am numit Power to the People, este, o să vorbesc despre consolidarea link-urilor. O să dai mai departe unul. Și despre efectele negative pe care le creează paginarea. Paginarea se regăsește de obicei pe site-uri de știri, unde articolele lungi sunt împărțite pe mai multe pagini, pe forumuri unde thread-urile sunt împărțite la fel pe mai multe pagini și unde ne interesează pe noi cel mai mult, pentru că foarte mulți clienți au magazine online, la magazinele online, unde există foarte multe produse într-o categorie. Și acestea sunt paginate și iar efectele negative, cele mai importante care le creează paginarea, sunt diluarea puterii link-urilor. Cu toții ne străduim și facem eforturi să adunăm link-uri către anumite pagini din site-ul nostru, iar puterea acestora se diluează odată cu paginarea. Dacă ai 700 de produse într-o categorie, împărțite pe 80 de pagini, puterea acelor link-uri se va dilua. Un alt efect negativ pe care îl provoacă paginarea este dat de faptul că uneori Google s-ar putea să returneze în rezultate nu pagina cea mai relevantă, care de obicei este prima, ci o altă. Spre exemplu, dacă ai o listă de hoteluri dintr-un oraș, să zicem, hotelurile din Londra, și ai 1400 de hoteluri împărțite pe 80 de pagini, dacă să-ți apare pagina 5-a, unde prețurile deja cresc, utilizatorul în momentul în care ajunge pe pagină o să facă bounce. Punctul de vedere al lui Google privind paginarea, îi spun că de cele mai multe ori recunosc și identific o astfel de secvență de pagini, însă în același timp oferă două soluții, mă rog, trei, din punctul meu de vedere, două și o capcană. Pentru că prima este, puteți să nu faceți nimic. Dar acum de-a lungul timpului am învățat că atunci când Google zice, puteți să nu faceți nimic, că ne descurcăm noi și oferă o soluție, este cel mai bine să o aplici. Și noi am aplicat cu succes și am văzut că destul de puține magazine online aplică în România, este implementarea unui simplu URL Previous Next, care este cel mai puternic indicator pentru Google privind faptul că are de a face cu o secvență de pagini. Astfel, puterea link-urilor primite de cea mai relevantă pagină se va consolida și nu vor mai exista fluctuații în poziționare. Recunoașteți citat? Lumina asta nu știu dacă să lansez sau să vorbesc. Cine a zis da? Da. O să trecem. Este Eric, chairmanul de la Google, care va lansa o carte prin aprilie, dacă nu mă înșel. Și cei de la New York Times, cred că au scos citatul ăsta din carte. Ce înseamnă? Înseamnă că, la fel ca și în offline, în offline începe să conteze din ce în ce mai mult credibilitatea. Și Google va prioritiza rezultatele în funcție de credibilitatea anumitor rezultate în funcție de dacă sunt verificate profilurile respective. Se vorbește de foarte mult timp de implementarea authorship markup și de faptul că ar trebui să legăm conținutul pe care îl publicăm de paginile de Google+.
Iar într-o perioadă în care Google face eforturi considerabile să ridice Google Plus, nu mai e doar important, ci absolut vital. Așa că legați-vă conținutul de Google Plus. Și nu rămâneți anonimi, pentru că, așa cum zice Eric, prețul pentru anonimitate s-ar putea să fie irelevanță în curând. Un alt lucru de care ne-am lovit și ne lovim în continuare îl reprezintă site-urile internaționale. Din ce în ce mai mulți clienți își doresc să ajungă pe piețe internaționale, ceea ce înseamnă că au nevoie de versiuni multiple de limbă pe site-urile lor. Ceea ce reprezintă o provocare atât din punct de vedere dezvoltare, cât și din punct de vedere SEO. Noi ne-am lovit de lucrul acesta și m-am gândit că poate soluția pe care am găsit-o noi într-un final o să vă ajute și pe voi, la un moment dat, dincolo de toate targetările geografice și de limbă pe care le puteți face. Pentru noi a funcționat foarte, foarte bine introducerea versiunilor de limbă în sitemap. Aceste adnotări de tip rel alternate hreflang au fost introduse în 2011, dacă nu mă înșel, de Google. Și după implementarea lor, am avut o creștere de 36% a paginilor indexate. Ce fac aceste adnotări? De fapt, indică Google că pentru un anume URL există și echivalentul în celelalte limbi. Spre exemplu, pentru română îți indică și echivalentul pentru limba engleză, franceză, germană și așa mai departe și face posibilă descoperirea paginilor mult, mult mai rapid și servirea lor utilizatorilor targetați. Pentru că una dintre probleme este faptul că pentru anumite țări e posibil ca Google să servească varianta incorrectă de limbă. Iar prin introducerea acestor adnotări se poate rezolva. Cam atât din partea mea pe partea de SEO. Dacă aveți întrebări, vă rog să așteptăm până la sfârșit, când termină și Oana, pentru că ea o să continue pe partea de BBC sau la degustarea de vinuri, pe care o aștept cu nerăbdare. Oana? Poate nu v-ați gândit niciodată, dar activând în domeniul acesta vă puteți face prieteni. Și am pus pe slide la poziția 7, nu știu dacă topul este chiar în ordinea corectă, dar cred că trebuie menționat, este foarte important să ai prieteni. Prieteni virtuali și prieteni fizici. Întotdeauna atunci când încerci să promovezi un site, te lovești de contactul uman cu oameni. Ai nevoie de un partener care să te ajute atât pentru o campanie, cât și pentru un schimb de linkuri. De aceea, să ai prieteni este important și este un lucru de care ținem cont mereu. Cred că e o problemă cu microfonul, că din când în când pică. Primul feedback pozitiv pe care l-am primit de la un client a fost după 2 săptămâni de campanie. Îl întrebam cum mi se pare. Ce părere are? A primit cereri, era un client cu un profil business to business, vindea RP-uri. Și cererea era oricum foarte mică, volumul de căutări în Google nu era foarte, foarte mare, nu aveam de unde să-i aducem trafic, bugetul era limitat. Din câte mi-aduc aminte, un cost pe click mediu era ceva de 80 de lei, enorm, enorm de mult. Și după 2 săptămâni de campanie îmi spune, am primit 15 mesaje. În mod normal, pe astea le primeam în 5 săptămâni, în 4-5 săptămâni. Asta a fost un semnal pozitiv pentru noi și pentru client. Pentru că atât noi, cât și clientul a interpretat asta ca fiind o campanie bună și niște bani investiți cu folos pentru el. Am pus un zâmbet și zâmbetul ăsta a fost cel care ne-a făcut ziua mai frumoasă și nouă și clientului. După ce am zâmbit, am zis, ok, ce facem mai departe? Avem un client, este fericit, trebuie să mai câștigăm un altul. Nu numai că trebuie să-l câștigăm, dar trebuie să-i câștigăm și încrederea. Și asta a fost unul dintre
punctele de referință, să spunem, în evoluția noastră, când am întâlnit cu un client și a spus, băi, eu nu am încredere în voi, nu știu exact ceea ce faci. Eu gestionez singur campania, este foarte ok, sunt mulțumit de rezultate. L-am întrebat exact ce înseamnă rezultate și cum le urmărește și cu chiu cu voi am reușit să-l convingem să ne lase să activăm un pic pe contul lui și ne-a dat 25% din bugetul lui. Este ok, eu îmi păstrez 3 sferturi, voi aveți 1 sfert, jucați-vă cu el, faceți ce vreți. Și am intrat pe cont, acolo este o captură din cont. După prima zi când am intrat și am făcut modificările care erau de bun simț. Erau efectiv de bun simț, erau lucruri care sunt trecute la best practice în Learning Center, nu era ceva filozofie. Am lăsat să ruleze campania și după o lună de zile am tras linie și i-am arătat același grafic și clientului. Rezultatele, eu zic că sunt cu adevărat uimitoare. Am reușit să facem doar cu o mică porțiune din buget o campanie profitabilă și să aibă rezultate. Întrebarea lui a fost ok, cum ați făcut asta? Păi, haideți să vedem mai departe cum facem același lucru pe tot contul și numai pe o parte din buget. Ce credeți? Mai lucrează cu noi? Eu vă zic sigur că lucrează. După ce am câștigat încrederea, am zis, ok, să luăm și mai mulți și să facem și niște bani. Cum facem asta? Păi, în primul rând, îi îmbogățim pe alții și apoi ne îmbogățim pe noi. Iar aici aveți o captură dintr-o campanie recentă, făcută la sfârșitul anului trecut. Am ratat să pun costul efectiv de campanie ca să puteți să vă dați seama. A fost o investiție minimă pentru un eveniment, 1000 de lei sau ceva de genul ăsta, 1000 sau 1100 de lei, iar reveniul atras către client a fost de 7000 de lei. Când am tras linie și am socotit roi, nu ne-a venit nici nouă să credem și nici clientului. Again, lucrează cu noi în continuare și este unul dintre partenerii noștri. Deja începem să dezvoltăm mai mult decât o campanie PPC, ci să facem planuri pe termen lung din punct de vedere online marketing, dar și dezvoltare. La punctul 3 ar fi remarketing. O să auziți foarte mult timp de acum încolo de remarketing, la fel cum este mobile leitmotivul acestei perioade. La bază nu este ceva sofisticat, mi-am permis și am pus schema, deși sunt convinsă că toată lumea din sală știe despre ce este vorba, ați auzit de remarketing, doar că zic eu că o să trecem de nivelul acesta unde ai făcut o căutare de avion și ai abandonat și vine un banner după tine și te hăituiește cum se întâmpla cu mine, cu cei de la HipPunk. M-au urmărit o săptămână întreagă cu un număr de spot pe care l-am amânat și mesajul cred că este destul de agresiv. În schimb, foarte, foarte interesant, mi se pare remarketingul celor de la Booking. Aici, din păcate, sunt 2 capturi dintr-un singur banner. Căutam hotelul pentru Londra și nu știu cum au făcut, de mi-au arătat în același banner aproape toate hotelurile la care m-am uitat. Nu am mai vrut să fac rezervare cu ei, am amânat, erau biletele de avion cam scumpe, m-am tot sucit și am plecat de pe site. Fix o săptămână de zile am văzut în continuu hoteluri din Londra. Mi se pare extraordinar acest lucru. Mediașul, nu m-am uitat după el, nu știu de ce apare, probabil că se cam terminaseră referințele, dar într-un singur banner să ai mai multe hoteluri și prețuri, mi s-a părut ceva foarte tare și eu ăsta-i spun remarketing din viitor. Sunt convinsă că o să apară și la noi și abia aștept să ne jucăm cu el. Iar punctul 2 este ok, cu toții știm, poți să faci și greșeli. Nu este lucru pe care ni-l dorim, nu este excepțional, se mai întâmplă. Este ok atât timp cât înveți din ele și o iei de la capăt. Nu cu greșeala, ci cu experimentul. De aceea întotdeauna testăm și lucrăm cât de mult putem pe campanii și rugăm clienții să ne dea și feedback. În slide-ul acesta aveți o captură. Îmi pare rău că nu se vede data foarte bine. Este un extras dintr-un cont de care ne ocupăm. Ultima dată este chiar 28 februarie și ține din 2011. Și am marcat momentele în care am făcut teste. Se cunosc foarte bine din punct de vedere cost pe click, dar pentru noi asta este o învățătură, clientul știe de ele, experimentăm astfel încât să-i aducem rezultate și mai bune, să nu rămânem la un nivel la care ar fi confortabil și pentru el și pentru noi, ci să atragem din ce în ce mai mult trafic, mai mulți
clienți pentru el, în cazul de față este un business offline, dar primește vizite din online. Și spuneam că este foarte important pentru el să maximizeze vizitele din bugetul alocat. Și cel mai important lucru, și cu asta voi încheia, ce mi se pare excepțional este că, în continuare, dacă întrebe cineva, nu știe exact să-mi spună cu ce mă ocup, deși sunt oameni apropiați mie. Aici intră mama mea, sora mea, care e mai mică decât mine, și mă întreabă, ok, dar ce faci tu exact cu asta, cu online marketing? Păi zâmbesc și spun, știi, pe Google ai făcut o căutare, îl folosește. Da, nu cred că acolo este ceva fishy, în orice caz. Și spun, zic, ok, deci eu mă duc la birou și le spun oamenilor, nu vreți să-mi dați niște bani să mă joc eu cu ei pentru voi? Mulțumesc mult, asta a fost prezentarea mea. Mulțumim mult. O întrebare. Luăm o întrebare. Întrebare? O întrebare pentru poză? Nu? Ok. Ok. Dacă aveți întrebări, evident, la degustarea de vinuri, puteți discuta și cu Ana și cu Georgiana. Și mulțumim mult de tot pentru prezentare. Vă așteptăm. Acum vă duceți și voi în sală, nu? Să înțeleg că... Nu? Ok. Cristian Ignat, PPC Marketing Manager la Două Paralel. Cristian este cunoscut specialist din domeniu, o prezență constantă la evenimentul Lumea SEO PPC, cu mai bine de 7 ani experiență în domeniul PPC, așa scrie aici, nu știu dacă e corect. Mai trecut un an acum. 8. Ok, am înțeles. 8 ani de experiență în domeniul PPC. Cristi este manager diviziei de PPC de la agenția Două Parale, agenție specializată în marketing afiliat, de asemenea și unul dintre sponsorii evenimentului. O să... Nu știu exact unde e prezentarea ta. Bine, am înțeles. Îți place mult teatru, din câte am auzit eu, nu? Și sunt curios dacă ne-ai pregătit ceva în seara asta, în baza asta. Dacă te-ai teatru? Da. Și că, auziți cei de la sunet că trebuie să vorbești uite așa în microfon, ca să te auzi. Ok? Bine. Cristian Ignat. Mersi.